După Certej și Brad, Tribunalul Cluj a decis anularea avizului de mediu pentru planul urbanistic pentru proiectul de exploatare minieră de la Rovina din zona Brad. Decizia instanței oprește astfel întreg proiectul minier în urma procesului deschis de un ONG la Tribunalul Cluj. Fără acest aviz, compania canadiană nu poate obține legal autorizațiile de construcție pentru începerea proiectului minier. Proiectul Valea Rovinei constă în exploatarea a 3 zăcăminte de aur, cupru, pe o suprafață de 2768 de hectare în județul nostru. Potrivit directorului executiv al APM Hunedoara, Georgeta Barabas, instanța a anulat avizul de mediu pentru că nu a fost bun atestatul evaluatorilor care au făcut studiul de mediu. A fost anulat avizul de mediu la planul urbanistic zonal de către Tribunalul Cluj pentru că atestatul evaluatorilor înscris și în Registrul Național al Evaluatorilor e considerat de ONG-uri și tribunal neconform. Lucru fals, pentru că există într-adevăr o sincopă, ca să o numesc așa, între atestarea evaluatorilor pentru studiile de mediu făcute de către Ministerul Mediului, s-a oprit în anul 2020 și din 2021 acest lucru este preluat de către Asociația Română de Mediu, Asociație Profesională, iar în perioada de tranziție, legiuitorul a stabilit că valabilitatea atestatelor evaluatorilor se prelungește automat. Tribunalul Cluj n-a recunoscut această prelungire automată în perioada de tranziție și, prin urmare, a anulat avizul de mediu. Deci investiția nu va mai avea loc sau se poate contesta? Nu știu, da, mai există cale de atac la această decizie. Vedem ce urmează. În 2022, compania canadiană dorea să înceapă exploatarea aurului de la Rovina, sat ce se află în apropiere de Brad și cam la 20 de kilometri distanță de celebrul proiect minier de la Roșia Montană, blocat și el de ONG-urile de mediu. O parte din sătenii din București, Crișcior și Buceș au lansat inițiativa Dezvoltăm Durabil Zona Munților Metaliferi, propunându-și ca zona să se dezvolte într-un mod sustenabil, nu prin minerit.